Potrivit anchetatorilor, cei în cauză sunt bănuiți că din anul 2022 până în prezent ar fi omis să evidențieze sau să declare veniturile obținute din activitățile de colectare a materialelor feroase și neferoase provenite din dezmembrarea ilegală de vehicule. Bănuiții ar fi incendiat bunurile dezmembrate în vederea valorificării, astfel poluând mediul înconjurător. În cadrul acțiunii sunt angrenați polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice și inspectoratelor de poliție județene Argeș, Ilfov și Prahova. 35 de persoane au ajuns la poliție pentru audieri.